Înghețată de lămâie făcută la minut, cu foarte puține ingrediente. Ia uitați! Înghețată de lămâie. Se face repede, repede, repede. Înghețată de lămâie. Un deliciu! Să încercați această rețetă. Este fără coacere, se face foarte repede și avem nevoie de puține ingrediente. Și să vedem care sunt acelea și modul de preparare. Și să și gustăm, să vedem cum este. Este un deliciu! Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețate cu lămâie și vom avea nevoie de o lămâie, de 4 banane coapte și de 100 de smântână sau frișcă lichidă. Și o lingură, două de miere de albine. La 4 banane groase, zeamă de la o lămâie. O să stoarcem. Și 100 de frișcă lichidă. Și acum, voi deschide și aparatul să se răcească. Vom stoarce lămâia. O să tăiem lămâia în două și vom stoarce. Și acum, într-un blender, vom pune bananele, le cojim și le punem. Vedeți că sunt foarte, foarte coapte. Așa. Și le punem așa aici, le rupem. 4 banane. Se face foarte repede. Așa. Voi adăuga zeamă de lămâie. Voi adăuga și frișca. Deci zeamă de la o lămâie, 100 de grame de frișcă lichidă sau smântână și miere de albine sau zahăr după gust. Puneți puțin zahăr pudră și punem așa după gust. Așa, că bananele deja sunt dulci. Vom acoperi. Și acum nu ne rămâne decât să blenduim. Este gata. Ia uitați. Așa, și acum vom pune aici totul. Am să aduc aici aproape camera. Ia să o mișc și să o aducem așa aproape. Ia să vedem. Așa.
vedeți. Dăm drumul și la paletă. Și acum punem, am pus cam 20 de minute. Punem compoziția noastră aici. Vedeți? Înghețata noastră este gata. Și să o scoatem de aici. Am să dau deoparte. Ia uitați. Să punem înghețata noastră aici. Eu am o mașină de înghețată foarte, 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 foarte veche. Ia să vedeți cum o așezăm noi aici. Uitați, înghețată de lămâie. Scot și paletele, vedeți? Și scoatem înghețata de pe palete și o așezăm aici în vasul nostru. Așa. Mișcăm repede să nu se topească. Ia uitați. O scoatem așa pe toată, am să dau puțin mai încoace. Așa. Știm că este înghețată de lămâie și vom pune așa o felie peste și știm că aceasta este înghețata noastră de lămâie, da? Și o dăm la rece, la congelator. Ia uitați, o puteți servi într-o cută. Am să dau așa deoparte. Mai trebuie să mai stea la frigider. Pentru că este moale, este făcut în direct cu voi. Ia uitați ce bine arată, vedeți? Așa. Am să iau de unde este mai tare. Așa. Uitați, înghețată de lămâie. Este un deliciu. Trebuie să stea măcar o oră, două ore la frigider ca să o puteți savura. Un deliciu.